Bun, 69 este un număr mai interesant, deoarece vom pune ștergătoarele și grilajul din față. Acum e momentul adevărului, să vedem cum stau aceste ștergătoare față de alte machete. Bun. Simt să precizez că una este mai strâmbă decât cealaltă, se vede aici forma. Probabil acesta va fi pe lateral. Și vom folosi strip șuruburi AR. Așa că nu cred că e o mare lucru, dar pentru orice eventualitate. Haideți să vedem. Acesta se va așeza în direcția aceasta. Ok? Deci, e clar. Și vom folosi 4 șuruburi AM. 1, 2, 3, 4. AP, îmi cer scuze. Bun, avem partea frontală montată. Haideți să vedem ce facem cu ștergătoarele. Ok, precum am spus, partea asta care este mai înclinată probabil va veni în zona aceasta. Și atenție, fiindcă par foarte fragile. Încercăm să le introducem. Ok. Și merge destul de greu, cum am spus. Ok, unul a intrat. Și haideți să îl punem și pe celălalt. Bun. Cam astea sunt ștergătoarele. Se pare că nici ele nu culcă foarte, foarte bine pe machetă. Dar cât de cât se mai pot îndoi. Exact. Așa am făcut și la Dacia. Am ținut puțin apăsat ștergătorul și l-am îndoit din mijloc spre exterior. Asta înseamnă că se creează aici o boltă și va apăsa pe parbriz. Acum se vede că este cât de cât corect. Haideți să trecem la numărul 70.